Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la cea de-a 764 aniversare a orașului Șibleu Silvaniei. Vă mulțumesc din suflet în calitate de primar al orașului că v-ați rupt din timpul dumneavoastră liber și ați ales să fiți în acest moment alături de noi. Sigur, dacă pentru fiecare dintre noi evenimentul care este ziua onomastică înseamnă o bucurie și o tristețe în același timp, pentru că mai punem un an, cu siguranță adăugarea unei stele la vârsta unui oraș sau unei comune este o bucurie. În spatele acestei bucurii stau foarte multe lucruri. Și eu cred că în acest moment trebuie să mulțumim celor care se implică în dezvoltarea acestui oraș. În primul rând aș vrea să mulțumesc oamenilor de afaceri. Acești oameni care, datorită faptului că dau o siguranță multor familii din Șibleu, ridică această presiune de pe umerii comunității locale, a reprezentanților comunității locale, respectiv a administrației locale. Vă mulțumesc din suflet pentru aceasta și în același timp pentru faptul că, evident, din sumele care vin bugetului local de la dumneavoastră, respectiv din sumele din TVA, din cotele defalcate din impozitele pe venit și profit, puteți ajuta ca orașul nostru să se dezvolte. Evident că dezvoltarea orașului înseamnă proiecte, dar în același timp dezvoltarea orașului înseamnă surse proprii. Și datorită dumneavoastră, aceste surse există. Vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. În același timp, aș vrea să mulțumesc tuturor instituțiilor cu care instituția pe care o conduc colaborează foarte bine. Și n-aș vrea să le amintesc pe toate instituțiile statului, reprezentanței Ministerului de Interne și ai Ministerului Apărării, pentru care am un respect deosebit. Prezența lor în orașul Șibleu Silvania înseamnă o liniște pentru cetățenii noștri. În același timp, aș vrea să mulțumesc unităților de învățământ. Așa cum s-a spus de multe ori, Șibleu este un oraș al școlii. Avem ele foarte bine pregătiți și asta se datorează, în primul rând, profesorilor și, nu în ultimul rând, lor. Este o mare bucurie când în această sală, în acest an, 40 și ceva de elevi au fost cei mai buni din județ și ne-au reprezentat la Olimpiadele Naționale. Și pentru aceasta vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor colaboratorilor, colegi, primari, șefi de instituții deconcentrate, cu care instituția pe care o conduc a avut și are o relație deosebită și am simțit întotdeauna că atunci când am avut nevoie de un sprijin, l-am primit. Vă mulțumesc pentru aceasta. Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc celor cu care colaborăm din afara granițelor țării. Și profit de această ocazie să salut delegația din Chișinău, din sectorul Râșcan, care este prezent aici, prin domnul pretor al sectorului, domnul Călugăreanu, delegația din Albert-Irșa, oraș înfrățit, care este prezent aici, prin prezența condusă delegația fiind de către domnul primar Fazekas Laszlo, delegația din Nirvator, care este prezentă fiind condusă de către doamna fost primar, actual consilier local, doamna Bala Erzsébet, și în ultimul rând, a delegației din Szarvas. Vă mulțumesc pentru că ați venit și în acest an la această sărbătoare importantă a noastră. Și pentru că avem în sală, aș vrea să salut și o surpriză, o doamnă care locuit în Șibleu cu mulți ani în urmă și este o supraviețuitoare a Holocaustului. Întâmplător s-a aflat în Șibleu și este astăzi prezent alături de noi. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și aveți tot respectul pe care și cred că este un lucru de cred că nu am salutat reprezentanții cultelor și vreau să spun la mulți ani uneia care este sărbătorită astăzi, fie de sus, ci despre cine este vorba, îi doresc multă sănătate și toate cele bune. Și, evident, în final, aș vrea să mulțumesc colegilor din Consiliul Local, care sunt pentru mine ca și primar și pentru administrația pe care o conduc un real sprijin, real sprijin însemnând că sunt constructivi în proiectele pe care încercăm să le dezvoltăm și să aduc aportul și ajutorul pentru ca orașul nostru, care este un oraș, spun eu, drăguț, care se dezvoltă în fiecare an puțin câte puțin
Deci își aduc acordul pentru că această dezvoltare să fie vizibilă și cetățenii care au trimis în Consiliul Local să fie, sper eu, mulțumiți. Și nu în ultimul rând, colegilor din primărie, am o echipă cu care mă mândresc și tot ceea ce realizăm în oraș, realizăm și cu ajutorul lor. Eu vă mulțumesc din suflet și am să-i rog pe reprezentanții comunităților care vin din străinătate să ne transmită un cuvânt, apoi pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, pe domnul senator de Șimleu și pe domnul deputat. O să încep invitându-l la microfon pe domnul pretor din Chișinău să transmită mesajul de salut. Bună ziua la toți! Sunt șeful delegației orașului Chișinău, sectorul Rășcani. Suntem un sector împărțit cu orașul Șimleu, pe care aceasta vreau să-i mulțumesc primarului personal pentru invitat și totodată pentru colaborare, deoarece colaborăm cu tărâmul cultural, tărâmul învățământului, dar am mai vrea cumva să trecem și la proiecte economice. Totodată vreau să-i mulțumesc la ajutorul dat și sfaturile care sunt pentru calea de integrare în Europa, în Comunitatea Europeană, care e o cale grea. Noi suntem la început de cale și avem nevoie de un sprijin chiar și cu populația oricare. La toți vă doresc sănătate și mă bucur și am onoarea că sunt cu voi împreună ca să se bucurăm de clipicele frumoase. Într-un ceas bun la toți și cred că stelele trebuie să mărească și noi toți venim din an în an aici și la cele stele multe care trebuie să fie. Într-un ceas bun și sărbătoare plăcută! Mulțumim domnului pretor, eu îmi exprim speranța că vom sărbători împreună peste 3 ani, cu ocazia celei 100 de ani de la unirea Principatelor, vom sărbători împreună în aceeași țară, respectiv Moldova, să revină acasă. Îl invit pe primarul orașului Albert Hirsa, domnul Foze Coș-Laslo, să transmită mesajul. Hölgyeim és Uraim, Albert és a város önkormányzata és a magam nevében nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelettel köszöntöm vendéglátóinkat, a szilárdsomjúiakat és valamennyi testvérdelegáció küldöttét. Domnișoarelor, domnilor și domnilor, dați-mi voie ca numele Consiliului Local din orașul Albert Hirsa, a primăriei din Albert Hirsa și numele meu personal să salut de toți cei prezenți în această sală. Mindig nagy örömmel jövünk ide a városba, a Szilágyi-Somlyóra, mert a fogadtatás az kedves, baráti és otthonos. Totdeauna venim cu mare bucurie în orașul Șimleu Silvaniei, pentru că suntem primiți ca acasă, în mod prietenos, de către conducerea orașului de locuitori Șimleu. Most is így van ez, amit nagyon nagy szeretettel megköszönöm. Și de data aceasta este la fel, care dați-mi voie să vă mulțumesc cu mult drag. Magam azért is szívesen jövök mindig, mert úgy tapasztalom, Szilágyi-Somlyó egy olyan város, amelyik számára fontos a tradíció, fontos a hagyományteremtés. Personal vin cu mare bucurie de multe ori în Șimleu Silvaniei, pentru că am observat că pentru șimleuani este un lucru foarte important tradíciá și menținerea tradíciilor. Ezért is érezzük jól magunkat mindig, legyen szó városnapról, vagy ősszel bátori napi rendezvényről, mindig egy olyan rendezvénysorozaton vagyunk jelen, amely hagyományteremtő, amely fontos a város közössége számára. Și pentru aceasta venim cu drag în Șimleu, de zilele orașului Șimleu Silvaniei, în toamna fiecărui an de zilele bátori, pentru că ne simțim foarte bine. În sfârșit, vreau și prin cuvintele mele să vă invit în toamnă, în luna septembrie, la zilele orașului Albert Hirsa. Căsăm sepe la fidelmet, mulțumesc! Mulțumesc pentru asta! O invit pe doamna Paula Ergebert să ne transmită mesajul din partea comunității din Iebato.
Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket, a város vezetését, az állami és egyházi vezetőket, a cégek képviselőit és minden kedves vendéget. Dați-mi voie să vă salut cu mult respect conducerea orașului Șimleu-Sivaniei, conducerea cultelor prezente aici, conducerile diferitelor instituții, precum pe toți cei prezenți în această sală. Nyírbátor város üdvözletét és köszöntését hozom. Az új polgármester úr sajnos más elfoglaltsága miatt nem tudott itt lenni, de szeretettel köszönti a mai ünnepet, ugyanis Nyírbátorban a város élén változás történt a tavaly októberi választások után. Én átadtam a stafétapotot 12 év után egy ügyes fiatalembernek. Am venit să vă transmit salutul locuitorilor orașului Nyírbátor, a noi conduceri de la primăria Nyírbátor, pentru că la noi inundare anul trecut au loc alegeri locale. Eu am predat ștafeta unui coleg mai tânăr, care din păcate nu poate fi prezent aici, având și la noi la Nyírbátor. Én biztos vagyok abban, hogy az a testvérvárosi kapcsolat, az a két város közti kötődés, amin én nagyon sokat dolgoztam és nagyon nagy örömmel, az folytatódni fog. Pentru că am lucrat 12 ani timp de 3 mandate împreună cu noul primar al orașului Nyírbátor, sunt ferm convins că legăturile vor fi la fel de strânse și vom lucra și în viitor la fel ca și în anii anteriori. A testvérvárosi kapcsolatok jegyében én is újra szívesen invitálom a város delegációját és minden kedves családot a Nyírbátori Zenei Napokra, ami a legkiemelkedőbb rendezvénysorozata a városnak augusztus elejétől augusztus végéig. Vă invit cu drag și eu verbal acum, nu numai conducerea orașului, ci și locuitorii și Șimleului Sivaniei să participe la zilele muzicii care se desfășoară în luna august în orașul Nyírbátor. A mostani Szilágy-Somlyói Városnapok rendezvényeire pedig kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, jó szórakozást, polgármester úrnak és a városvezetésnek pedig azt kívánom, hogy úgy nyugtázzák majd ezt a rendezvényt, hogy jó sikerült ismételten. És köszönöm a meghívást. Pentru zilele Șimleului vă doresc distracție plăcută și doresc domnului primar și conducerii orașului Șimleu-Sivaniei ca la sfârșitul evenimentelor, când se trag concluziile, să fie mulțumiți că au reușit să facă o activitate. Mulțumim! Mulțumesc, fac o paranteză cu se referă la primarul din Șimleu cu 3 mandate, nu la primarul din Nyírbátor. Mulțumesc! Știu, dar... mulțumesc foarte mult și am avut multe lucruri de învățat după ce am vizitat de-a lungul timpului orașul Nyírbátor, cu siguranță. Ca reprezentant al orașului Sorvoș, invit pe domnul consilier local Climai Otilo să ne transmită mesajul. Jó napot kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Bună ziua și vă salut cu mult drag pe toți cei prezenți aici. És a város teljes vezetését. Inclusiv conducerea orașului. Szarvas város önkormányzatának nevében és Szarvas város nevében kaptuk ezt a meghívást és tisztelettel le is fogadtuk. És nagyon köszönjük, hogy ilyen gyönyörű rendezvényen részt vehetünk. În numele Consiliului Local și a Conducerii Orașului Șimleu-Sivaniei am primit această invitație pe care mulțumim foarte mult. Szarvas és a másik településünk közösen már 25 éve testvérvárosi település, és erre a invitálással meghívnánk mi is a várost Szarvasra, a Szarvas egyik főrendezvényére, ez az úgynevezett Szilva napokra, ahol a 25 éves testvérvárosi települést szeretnénk újra megújítani. Ehhez szeretnénk a polgármester úr, illetve a testület meghívását kérni. Pentru că în acest an se vor împlini 25 de ani de la semnarea
átul mindenkit Szilágycsehor Tóborási, Szarvasi és Lőszilányi. Tátszínkú Éka, Nubele, a Szűrlokádi Szarvasja, Pénulipi Márdi Szarvas, Szövönvit, de Szivele Fesztive, Káreszegorokádi Zátonorású Szarvas, a Vizsokulói Szeptembrén. Köszönöm szépen a kívást, és további sikeres munkát kívánok! Mulțumesc pentru invitație și vă doresc cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Crișan, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, mulțumesc de invitație, domnule primar, dragi oaspeți, stimați invitați, mai ales de peste hotare. Țin să mă bucur că, iată, că toți oaspeții, mai ales de peste hotare, au fost plăcut impresionați de Șimleul Silvanei și de frumusețile județului Salaj. Poate că cu această aniversare, în anul 2015, le vă propun să declarăm orașul Șimleul Silvaniei ca oraș al prieteniei. Pentru că ori de câte ori vin și sunt invitat, vin cu plăcere întotdeauna, suntem ca o familie pentru că aproape toată lumea ne cunoaște. Și cred că orașul Șimleul Silvaniei face față acestui eveniment cel mai bine. Eu țin să mulțumesc în special primarului orașului Șimleul Silvaniei, administrației locale, tuturor oamenilor de bine care, iată, prin eforturi desăvârșite, fac ca acest eveniment să fie clasat la cel mai înalt nivel. Nouă nu ne rămâne decât să ne bucurăm de aceste zile. Eu vă recomand cu drag să uităm măcar preț de 2-3 zile cât sunt aceste evenimente de problemele cotidiene, să ne bucurăm și să uităm de tot ce e rău. Eu vă mulțumesc și țin să vă asigur că atât din punctul meu de vedere personal, cât și a instituției pe care astăzi o reprezint în fața dumneavoastră, cea a Consiliului Județean, care sperăm că din anul 2016 să aibă o legătură mai strânsă cu Șimleul Silvaniei și cu toate administrațiile locale, eu sper și sunt convins că așa va fi, țin să vă spunem și să vă urăm la mulți ani. Mulțumesc! Deci, în numele lui pe domnul senator, Veic. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, stimați invitați, domnule primar, domnule viceprimar, toți cei care suntem astăzi prezenți la această festivitate deosebită, zic eu, în numele meu personal și aduc salutul organizației UDMR Sălaj și ca să nu mai fie nevoie de traducător, o să vorbesc și puțin în limba maghiară, pe ce îmi spun câteva lucruri în limba română. Sigur, ori de câte ori venim cu mult drag în acest oraș minunat și în ultimii ani, acum la cea de-a 12-a ediție, putem spune că lucrurile se dezvoltă, nu numai organizarea zilelor orașului, dar putem, dacă ne uităm prin oraș și venim și vedem cum arătat și facem o comparație cum arăta orașul în urmă cu 12 ani și cum arată astăzi, cred că putem spune că suntem mulțumiți. Asta datorită muncii unor oameni, a unei echipe deosebite. Sigur, și noi în limita posibilităților noastre, politicienii care reprezentăm acest oraș și această zonă și ne mândrim cu aceste locuri minunate, încercăm să facem tot posibilul ca aici să ajungă fonduri pe măsură. Eu, sigur, pe parcursul anilor, mi-aduc aminte că am fost de nenumărate ori aici, în această sală, cu diferite evenimente, inclusiv am primit ambasadorul Israelului în această sală minunată. Sigur, și mă bucur foarte mult că sunt astăzi prezenți localitățile, reprezentanții localităților înfrățite. Și, sigur, lucruri multe s-ar putea spune, dar eu doresc să fie o întâlnire plăcută pentru toți cei care au făcut efortul și au venit pentru câteva ore în orașul și în acest oraș minunat și să plece cu foarte multe idei și cu foarte multe evenimente plăcute. Eu n-aș vrea să lungesc foarte mult vorba, dar aș face o urare domnului primar și urarea mea ar suna în felul următor. Să dea Dumnezeu ca dânsul să organizeze și următorul eveniment, deci evenimentul de anul viitor care va reprezenta zilele orașului.
Și aici cred că știți la ce mă refer. Să-i urez succes în această misiune deosebit de importantă. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek, akik Magyarországról érkeztek, nagyon szeretettel köszöntöm Önöket, és nem csak akik Magyarországról érkeztek, mindenkit, aki itt van ebben a teremben. És örülünk, hogy minden évben visszajönnek ide hozzánk, és nem csak a városnapok alkalmával, hanem a bátori napok alkalmával is. És örülünk azt hallani, hogy ez a kapcsolat az elmúlt években kitűnő volt, és reméljük, mint a polgármester asszony is mondta, hogy ez a kapcsolat ezt folytatódni fog. Hát ehhez én kívánok sok szerencsét, sok sikert, és minden jót mindenkinek. Lámolt Szájmló, Rásos Imbő Szilvánné. Invită domnul deputat Lucian Bode să transmită mesajul. Bună ziua, stimați oaspeți, dragi prieteni. În aceste zile Șimleu Silvaniei este în sărbătoare. Ieri am participat în această sală la inaugurarea celei de-a 15-a ediție a unui festival de suflet pentru Șimleu Silvaniei, pentru românii de pretutindeni, la Fântâna Dorului. Am ascultat mesajele delegaților prezente aici, din țară și din afara granițelor țării. Toate au fost impresionante. Doresc însă să aduc în fața dumneavoastră, prin cuvântul meu, un mesaj pe care mi s-a dus la suflet. A românilor din Ucraina, care în aceste momente sunt în război, un război pe care nu și-l doresc. Doi copii au venit în fața noastră și ne-au spus că ne urează pace și cer senin. Pentru România, pentru județul nostru, pentru Șimleul Silvaniei, ca în permanență cerul să fie senin, iar noi cu toții, românii, să trăim în pace. În aceste momente când Șimleul Silvaniei mai adaugă o stea pe coroană, în calitate de reprezentant al șimleoanilor în Camera Deputaților, permiteți-mi să vă felicit, domnule primar, permiteți-mi să felicit Consiliul Local, să-i felicit pe șimleoani pentru modul în care au conlucrat și au dezvoltat acest oraș în ultimii ani. La mulți ani, Șimleu Silvaniei! Vă mulțumesc tuturor! La mulți ani Șimleu Silvaniei, la cea de-a 764-a aniversare. Să ne întâlnim sănătoși și la 765, la 780 și așa mai departe. Vă mulțumesc din suflet. Profit de această ocazie în final să-i mulțumesc și domnului Pavel Valerian, care a fost gazda noastră timp de o oră la ARA, România. Și deși nu era sigur că reușește să ajungă, văd că a ajuns aici, vă mulțumim pentru tot ce face și pentru sprijinul care l-a acordat comunității locale. Bun, având în vedere faptul că în Șimleu se face șampanie, eu vă propun totuși să ciocnim un pahar de șampanie în această zi importantă. Vă mulțumesc din suflet tuturor! Thank you.